Mini vacanța bugetarilor din intervalul 15-20 august schimbă graficul numirilor de director și directori adjunți în unitățile de învățământ. Programarea candidaților pentru susținere interviurilor se va afișa în data de 10 august. Având în vedere că 16 și 17 august vor fi zile nelucrătoare pentru angajații din sistemul bugetar, graficul activităților de numire prin detașare în interesul învățământului pe o funcție vacantă de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sălaj în anul școlar 2018-2019 se modifică, în sensul că afișarea programării candidaților pentru susținerea interviului se va face în data de 10 august. Aceste interviuri vor fi susținute în cazul posturilor vacante pentru care s-au înscris mai mulți candidați. Potrivit informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, interviul propriu-zis va avea loc în data de 13 august, conform graficului stabilit. Din cele 31 de unități de învățământ din județ, unde sunt posturi de director și director adjuncții vacante, peste 25 sunt școli din mediul rural. Există însă și școli cu greutate din mediul urban, unde se caută oameni pentru conducere. Este vorba despre Palatul Copiilor, unde e vacantă funcția de director. Școala Gimnazială Simeon Bărnuțiu, unde este vacantă funcția de director adjunct și Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, unde e nevoie de director adjunct. Cadrele didactice sunt așteptate să depună cerere și pentru funcțiile de director la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Mleu Silvaniei și Clubul Copiilor Jibou. De asemenea, sunt vacante și posturile de director de la 5 licee din mediul rural, Sâg, Sărmășag, Crasna, Nușfalău și Ileanda.